Salut! Luna septembrie vine întotdeauna cu pregătirea căpșunilor pentru anul următor. Deși este o secetă cumplită, eu vreau să mut căpșuni din locul unde i-am avut până acum. Au rodit timp de 2 ani și vreau să-i mut. Vreau să-i mut pentru că de la anul vreau să le asigur udare prin picurare, pentru că așa nu se mai poate. Pământul este foarte uscat, plantele sunt deja uscate și ele. După ce le-am scos din pământ, a trebuit să le pun la hidratat în butoaie cu apă, pentru ca cât de cât să-și mai revină coletul central. După care trecem la operațiunea de curățare a părților uscate, atât a frunzelor, cât și o parte din tulpină a coletului, dacă este uscată, o curățăm, precum și rădăcinile. Le tăiem la o lungime de 10 cm maxim până ajungem la zona albă, adică în secțiune rădăcina să fie albă. Asta este semn că este viabilă. Fiecare plantă în parte este luată la curățat. Am îndepărtat părțile uscate, frunze, resturi de iarbă, buruieni și tot ce am mai întâlnit în pământ. După care, toate plantele curățate le pun în vase cu apă și le las la hidratat timp de minim 2 ore. Pentru că în felul acesta, planta să tragă din umiditate cât are nevoie. Începem prelucrarea solului cu mărunțirea lui. Eu îl fac cu o motosapă electrică, foarte bună pentru nevoile mele, după care trecem la formarea bilonului, adică a spațiului, a răzorului unde voi planta plantele de căpșun pe care le-am pregătit împreună. Urmează greblarea pentru nivelarea solului și trasarea, să spunem, liniilor de demarcație pe care vom fixa căpșunii. Îi plantez cu o mistrie în cazul meu sau un plantator. Dacă aveți plantator de legume, este foarte bun. La o adâncime de 5, 6, 7 cm, nu foarte adânc, pentru a nu îngropa mugurele centrale, acesta trebuie să rămână la suprafața solului. Distanța de plantare dintre plante este de 25 de centimetri și 35 de centimetri între rânduri. Operațiunea este destul de migheloasă, dar necesară, pentru că altfel nu se poate altfel cum. Încercați să le plantați cât mai drept, mai ales dacă veți folosi udare prin picurare, pentru că în felul acesta să le asigurați necesarul de apă optim. Este o operațiune necesară pentru a avea recolte bogate. Atât pentru astăzi, multă sănătate și aveți grijă de voi, să vă bucurați de fructe!